Am văzut, dragii mei, nu stați așa că vă duc aici în bucătărie. Uitați cum a ieșit și tocana. Țin să plume becul, dar stați așa. Se vede? Hă? Uitați. S-a făcut și tocana. E căcatul la mumă ta. Vaslat. Silviu. Vaslatul la mumă ta să o iei în brațe și în gură. Stai așa că vin imediat. Vedeți ca musca la pulă. Scuzați-mă, dar m-a enervat deja aia. Vaslat, Vasilica. Brânzi. Vasilica, brânzi. În cam e căcatul. Uite cum mi-a ieșit. Acum noi tăiem. Astea. Parcă am mai avut mămăligă, nu mai fac mămăligă, că deja m-am plictisit. Milene să mai fac, că am făcut de când mămăligă. Nu ne se bag pătrunje, la ce? La salată sau la ce, dragă? Frunză bag. Ce să spele acum? La ora asta, cât e ceasul? Sperească Dumnezeu. Și mămăligă. Nu știu câte baterie mai am la telefon. 14%, dar nici nu știu ce să fac. Nici nu știu ce să fac. Nu mai spune, mamă, dar dacă faci salată și cu... și cu mâncărie, cu unii este pâine, nu mai fă nici o mămăligă. Spune, stai să te zuri că stai să mâncare. El e făcut, azi iar la fel. Da. Nu
Sunteți proști. Serios. Mămăligă. Hei, păligă, are nevoia de proști. Bă, nu știu ce să mâncă și ce să bea, băi, tâmpiților ce sunteți, bă! Mă simt o păpărată. Știți ce înseamnă aia? Omletă. Aia știți voi să mâncați. Ia, știți? Aia știți. Alexandru. Păi, tocană de carne, de porc cu cartofi, să mănâncă cu mămăligă. Puh! Proștilor. Nu să mănâncă cu mămăligă? Ăștia nu știe. Și râde. Deci mâncați mămăligă cu salată. Na. Alexandra, vedea asta că ai zis să faci salată, dar... Dar știe, n-o, că, dar de când ești pe live? Și le-am arătat, dar știa-s nebun cu capul, intră aici da, și râde. Dar tocană, se mănâncă și salată, nu? Nu. Care știe pe ce lume trăiesc, dar care nu, n-ai ce le faci. Vai, vai, Doamne, dă-le minte, Doamne, la oamenii ăștia, Doamne, care nu știe ce înseamnă mâncare, mâncața-și Dumnezeu. Vai, Doamne, deja m-ați disperat, măi, oameni. Credeți-mă, cu prostia din creierul vostru, m-ați înnebunit cu capul, știi ce la? O iau razna cu voi. Că sunteți niște oameni foarte, foarte răi. Dar tu ce trebuie să dai lor explicații? Nu, nu, am eu fanii mei, știi? Da. Nu. Dar intră alții, știi, care mă înjură și nu. Bă, n-aveți cum să tăiați și ceapa asta verde, că poți să-mi tai, dacă-mi tai bine cuțâtul, eu pot să-mi tai și ăsta, ceapă de asta rotundă, uscată, în mână să o tai. Și ce aia, în mână. Deci un pic, dragii mei. Ce? Cu comătură, ce e aia? Cu cocă? Da, n-am sobă, făceam cocuță. Știți pe vremuri când ne făcea părinții noștri cocă pe sobă? Pe vremuri acum suntem domni, că cine suntem noi, ca cambici? Suntem noi, dragii mei. Ce înseamnă, nu? Cacambici. Ce e cacambici? Curte? Da. Ce-am prosit pe sau mea, dragii mei? Ha ha ha!
înseamnă caca în bici, hai să zic eu, nu. Un om de nimic și tare nu știe să facă mâncare și nu înțelege ce, și nu știe ce înseamnă aia mâncare normală, știi? Aia e caca în bici. Nu mai știe să facă omletă și cartofi prăjită. Și sandwich. În rest, mâncare... Chichi nimica. Știi ce înseamnă, nu? Știi ce înseamnă, nu? Acum. Am găsit pe să la casă, că nu vă zic. Dar astea, știți, să le scoateți astea. Ha? Nu. Că nu știți. Ia să fac eu pe TikTok, să zic acum face tot mâncare. Cât am făcut eu mâncare pe TikTok. Tot cu vocea mea. Tot ce-am făcut mâncare, bă, dar de când m-am lăsat, nimic. Ba da, mami. La noi așa se face, nu? La noi așa se face, pui, mami. Asta se scoate fără. Dăm la 14 și tăiem roșia, uite așa. Dar așa știi să tăia. Ia să vedem. Știți? Ia. Deci cine încă face mâncare multă? Mama Geta aia, mama sa Luculiță. Aia da, tata, aia face o masă copioasă, bătrână, nota 1000. Din pasia mea, pentru mama Geta, pentru doamna Jamila, pentru toate bucătăresele! Auzi, iubirica mea, au zis că eu nu fac mâncare bună, oamenii ăștia, de pe TikTok, nu toți, ăștia care mă înjură pe mine. Au zis că mâncarea mea arată ca caca în bici. Pe YouTube. Salutare la toată lumea. Bă, ăștia care spune voi că nu vă place mâncarea lui nevastă, ați gustat din ea? Sau voi faceți mai bună mâncare? Un pic, așa la obraz, că voi nu știți să faceți mâncare. Voi, restauranții, dați bani la restaurante și mâncați în restauranții. Voi vorbiți, măi. Măcar noi suntem o familie simplă, suntem. Nu suntem mari. Suntem oameni de rând. Știm să facem o mâncare, dar voi care comentați aiurea, pâine cu ou nu știți să faceți. Plecați la restaurant, hai, dați bani acolo. Mai vorbiți de nevastă mea. Nevastă mea, că e primul loc. Mă băzăm ulei. Avem o lingură de asta, nu? Da, dacă nu dau lingura asta, vin ce vreau la jos. Se lingă lingura. Wow. Am văzut voi. Păi și... Ce scrie aici, Iubica? Mai vin cu ăla. Hai.
dacă vine o femeie te pe femeie te femeie pe m-am p-am m-am p-am m-am m-am pună, o să fugim cu toții la Alexandra să mâncăm. A, să mânce, mă. Dacă vine o foamete. Da. Vă respectăm multă sănătate, zărim. Se, Doamne fereste, tu care te duci la restaurant să plătești, ce se facă ca o pâine cu ouă acolo? De unde, ulei, mă? Că dacă vin la tine, nu ai mâncare făcută, pregătită de tine. Te duci la restaurant acolo. Adă-mi să te vezi chiar sare, sare. Un pic, aici. Așa? Sare, adu de acolo, să rog. Vă mănâncă invidia, vă roade. Mare matroșii, ca să aveți. Să vă zic ce am băgat în conținutul ăsta. Sare, ulei și oțet. Da, poți să mergi. Dacă ai mâinile curate, poți să mergi și cu mâna. Nu. Pe ce? Dacă ești curat pe mâini. E tot.
mulțumesc degeaba. Dragii mei, eu vă mulțumesc din suflet că ați fost cu mine, alături de mine. O să mai vorbim. Dragii mei, vreau comentarii. Să văd cui îi place la tot ce am făcut eu astăzi. Mulțumesc. Multă sănătate și numai bine, dragii mei. Să zic cât mai plăcută. La revedere la toți!